salut respectos! Sunt Ilaria Nenestean și mă bucur să vă întâlnim la spectacolul de poezie Lăsați copiii să le placă, dedicat doamnei Ana Blandeana, a cărei prezență ne face mare bucurie. Sunt elevă în clasa 6 la școala gimnazială George Coșbuc și totodată membru activ al clubului Lego Ergo Sum, club de lectură și activități recreative. Astăzi va veni în fața dumneavoastră o mică parte din echipa clubului de lectură, un grup de recitatori care vor răspândi crâmpeie de lumină. Dacă veți avea răbdare să ne ascultați, puteți păstra lumina aceea și să o duceți mai departe. Cu cât o veți împărtăși cu mai multă lume, cu atât ea va dura mai mult. Vă reamintim că scopul principal al activităților clubului este ca noi, comunitatea Lego, să știm să comunicăm eficient, aceasta presupunând să dobândim virtuțile unor vorbitori de calitate, dar și pe cele ale unor ascultători de calitate. Cu alte cuvinte, învățăm cum să vorbim cu folos, dar și cum să tăcem cu folos. Ca exercițiul nostru să iasă bine, vă invităm atât pe cei mici, cât și pe cei mari să puneți telefoanele pe silențios, ba chiar să le lăsați deoparte pentru următoarele 60 de minute. Să trecem așadar la treabă. Vom începe printr-un gând de prețuire față de acest loc minunat. Credem că cel mai potrivit ar fi să îi cerem părintelui Dan Sidău să ne spună câteva cuvinte ca reprezentant al Centrului Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul, gazda evenimentului nostru. Stimată doamnă Ana Blandeana, stimate domnule inspector, stimată doamnă director, doamnelor profesoare, iubiți elevi, e o bucurie pentru noi, ori de câte ori ne întâlnim, cu atât mai mult pentru că vedem, pe timp ce trece, utilitatea acestui spațiu, despre care spuneam încă de la început că ne dorim să fie un templu și un focar al culturii. Și iată că așa este. Astăzi avem bucuria să o avem între noi pe doamna Ana Blandeana, de curând câștigătoarea unui premiu prestigios de literatură în Spania și cred că e primul eveniment după acel moment și sunteți aici la noi premiată și iubită de sigheteni și ne bucurăm foarte mult. Vă dorim succes, e o bucurie că cititul, iată de aici, așa ușor, doamna profesoară vi-l inspiră și vi-l așează în suflet, pentru că suntem ceea ce citim și doar citind, suntem. Vă mulțumesc, Doamne ajută și bucurii! Mulțumim, părinte! Mă bucur că iau parte la activități culturale și educative organizate de școala noastră. Ne plac! Chiar dacă ne scot din confort și deseori presupune efort destul de mare, te așteptăm mereu cu mult entuziasm. Și este grozav că doamna director Tompoș Claudia Oana ne este mereu alături, ceea ce face ca lucrurile să fie mai ușoare. Pentru simplul fapt care mereu cuvinte de încurajare sinceră pentru noi, vă rugăm să ne vorbiți și astăzi ca director al școlii gimnaziale George Coșbuc, dar și în calitate de coordonator al proiectului Lego Ergos. Mulțumesc pentru această prezentare la care nu m-am așteptat. Așa cum spuneam mai devreme, eleva noastră, mă implic cu mare bucurie în toate activitățile propuse de colegii noștri din școală, care nu au clipe de odihnă și vin cu noi idei și ne provoacă și ne scot din zona de confort, e adevărat. Dar lucrul care ne bucură cel mai mult este că prin școală și prin activitățile propuse reușim, ne dorim, să formăm caractere, să formăm viitorii adulți, buni cetățeni, care într-adevăr au darul oratoric, care sunt buni ascultători și un lucru punctat, bine punctat mai devreme, care contează atât de mult. Nu pot să nu o felicit pe Mihaela Cupcea, colega mea, care ne provoacă în continuu prin ideile minunate pe care le are și pe care le pune în practică, că nu este suficient să ai idei, trebuie să știi, să-ți găsești resursele, să le pui și în practică. Și ideea minunată s-a concretizat prin bunăvoința
poetului nostru contemporan, doamna Ana Blandiana, pe care o știm cu toții din manualele de literatură, ale cărei poezii le-am învățat cu toții și cred că nu avem dreptul să trecem prin școală fără să știm cel puțin câteva versuri de ale poetei Ana Blandiana. Vă mulțumim că ați acceptat această invitație la activitatea noastră. Vă mulțumim că sunteți aici să ne împărtășiți din prea plinul sufletului și să ne onorați cu prezența și cu căldura pe care o împărtășiți de câte ori veniți la Sighet. Noi vă primim cu mare bucurie de fiecare dată, vă urmărim de ani buni și ne onorează această vizită. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc Inspectoratului Școlar Județean, prezent astăzi prin domnul inspector școlar de limba română, domnul profesor Adrian Sabău, care ne este alături și îl considerăm din familie, deja îmi permit să spun lucrul acesta, pentru că răspunde prezent la orice activitate îi propunem și ne susține, ne sprijină și ne încurajează. Vă mulțumim că sunteți astăzi aici! Și mă bucur cel mai mult că sala este plină de copii. Ăsta este și scopul nostru, mesajul nostru este pentru voi și despre voi. Faptul că sunteți prezenți și văd bucuria în ochii voștri, am văzut entuziasmul cu care v-ați dorit să fiți aproape de invitatul nostru și faptul că v-ați dorit poze, spune mult. Înseamnă că îi veți citi cu mare drag și poeziile și veți învăța acele versuri pe care să le duceți mai departe. Și ca să nu mai intervin ulterior, să lăsăm lucrurile să se desfășoare, vreau să închei printr-o surpriză, cred că, pentru toată lumea, că nu am apucat să o împărtășesc nici cu colega mea, pentru că școala noastră nu a avut până în ziua de astăzi o carte de onoare, m-am gândit că ar fi minunat ca începând de astăzi școala noastră să aibă o carte de onoare inaugurată cu un mesaj, cu primul mesaj de acest ilustru invitat al nostru, poeta Ana Blandiana. Sperăm să acceptați. Sperăm să acceptați să ne lăsați câteva vorbe. Nu trebuie acum, o să vă las răgazul necesar, să ne lăsați câteva gânduri în cartea de onoare a Școlii Gimnaziale George Coșbuc după. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Vă mulțumesc încă o dată și vă las să ne transmiteți gândurile dumneavoastră. Mi-e greu să vă spun ce bucuroasă sunt și ce mândră sunt că mă aflu pe această scenă. În primul rând, mi se pare absolut minunat felul în care a fost restaurat acest palat și faptul că el se află în același timp sub egida bisericii și al culturii, adică sunt cele două lucruri care ar putea să ne ducă mai departe, iar faptul că aici activează profesorii este cu adevărat grozav. Vreau să vă spun că una din mândriile mele este că faptul că vin mereu la Sighet și faptul că există chiar și o dată fixă de înălțare când vin întotdeauna aici, fiindcă e ziua porților deschise a memorialului, i-au făcut pe profesorii din Sighet și după aceea din Baia Mare și după aceea totul a intrat sub egida domnului profesor, domnului inspector Sabău, cu care ține mereu legătura. Faptul că an de zile abia așteptam să vin să o regăsesc pe prietena mea, doamna Odarca Băut, mi se pare extraordinară că pentru mine în primul rând, pentru că există un loc și un timp în care cele două
caracteristici ale mele, faptul că sunt scriitor și faptul că am făcut memorialul, se unesc și faptul că dumneavoastră ați făcut această legătură și profitați de ea și profit de ea, mi se pare grozav. Este absolut, absolut minunat. Prezența domnului profesor dr. Sabău Adrian Vasile și la această activitate ne face o mare onoare. Ba mai mult, fără dumnealui, ziua de astăzi, așa cum a fost gândită, ar fi rămas doar un gând. Vă mulțumim că ne încurajați și ne susțineți să traducem gândurile bune în fapte. Vă invităm să ne vorbiți din postura de inspector școlar pentru limba și literatura română, dar și din aceea de coordonator al proiectului LEGO, de litere de om. Bună ziua! Cumva, cred că de fiecare dată plătesc pentru răzvrătelile și revoltele mele. S-a întâmplat și astăzi, pentru că surpriza noastră a stricat scenariul. Doamna Blandeana trebuia să vorbească la final și de fiecare dată, inclusiv săptămâna trecută, am fost la un simpozion al Academiei Române despre Blaga și toți au avut voie să vorbească cât au vrut și când am intrat în criză, mi s-a transmis foarte direct: Adrian, nu trebuie să prelungim. Și acum eu știu, complicat, în primul rând este complicat să vorbești după doamna Ana Blandeana. În al doilea rând este complicat să vorbești în fața unor copii nerăbdători care abia așteaptă să vadă activitatea în sine. Așadar, voi încerca să nu vorbesc foarte mult. Vreau să te felicit pe tine, mai presus de orice, ești absolut minunată și faci, propui copiilor noștri niște activități de care au atât de multă nevoie și la care foarte puțin dintre noi ne gândim. Vreau să vă mulțumesc, doamna director, pentru colaborare și, evident, mai presus de orice, mulțumesc doamnei Blandeana. Știți, discutăm despre un proiect LEGO Ergo Sum, o parte dintre, cea mai mare parte dintre cei prezenți în sală au participat și la celelalte două activități. Primele două a fost un concurs de grile utile în comunicare, prima în aprilie. În mai am făcut o sesiune de public speaking sau de vorbit în public, cum vreți să-i spuneți dacă doriți, în românește. Mi se par absolut minunate primele două, dar aceasta capătă altă greutate pentru că avem alături de noi, poate fi subiectivă percepția mea, dar asum asta, cel mai important poet contemporan, mă rog, pentru mine lucrurile stau cam așa, Eminescu, Blaga, și nu spun că Blaga este cel mai important doar ca să nu-l supăr pe Eminescu, dar, mă rog, pentru mine Blaga este cel mai important, este poetul meu preferat, profunzimea poeziei lui, faptul că există în background filosoful Blaga, face poezia lui absolut incredibilă. Apoi urmează, evident, Nichita Stănescu și apoi doamna Blandeana. Nici nu-mi dau seama cât de onorați trebuie să fim. Nu cred că este prima prezență publică, pentru că săptămâna trecută am vorbit cu noi și era undeva în Polonia. Probabil că și acolo fi avut ceva manifestări, activități culturale, dar în țară s-ar putea să fie într-adevăr prima ei prezență publică și asta mi se pare incredibil. Avem acest privilegiu. Vă mulțumim foarte mult, sunteți absolut minunată și pentru noi o mare onoare să vă avem aici. Vă urez succes vouă celor care veți veni aici și, de fapt, voi trebuie să fiți mai presus de orice aici, unde mă aflu eu acum. Și la final facem sesiune de autografe, discutăm, rămânem împreună atâta cât simțiți noastră de cuvință. Vă mulțumesc tuturor, vă felicit pe toți. Sighetul este un oraș absolut minunat. Din punct de vedere al felului în care rezonează cu activitățile culturale, este net peste Baia Mare. Probabil și pentru că acolo se întâmplă mai multe activități culturale și oamenii la un moment dat nu mai simt nevoia să participe cu atât de multă bucurie, cu atât de multă dorință, cu atât de multă convingere. Ceea ce trăiesc de fiecare dată la Sighet mi se pare incredibil și pentru asta le mulțumesc tuturor colegilor mele, profesoarele de limba și literatura română. Fericit școala George Coșbuc pentru rezultate, sunteți absolut incredibili. M-am uitat pe diplomele pe care le împart în aceste zile. Aveți mai multe diplome la concursurile și olimpiadele de limba și literatura română decât cele mai bune două școli din Baia Mare la un loc, Iorga și Coșbuc. Deci, în mod evident, faceți o treabă extraordinară. Proiecte incredibile. Aici, Mihail excelează, fără dubii. Am mai spus, o mai laud încă o dată, mi se pare incredibil felul în care ea reușește să îmbine sensibilitatea, creativitatea și, în egală măsură, rigoarea, pentru că o să vedeți ce se va întâmpla și astăzi aici. Nu se poate întâmpla fără să faci totul cu o strategie, organizat, așadar să ne bucurăm de spectacolul în sine. Vă mulțumesc foarte mult! Ce s-a întâmplat în spatele cortinei de câteva luni bune încoace, ne poate spune mai detaliat doamna Mihaela Cucu, profa noastră de română, care deseori reușește să aranjeze lucrurile în așa fel încât, atunci când învățăm, școala se semene mai mult cu viața pe care ne-o dorim. Vă mulțumim și vă poftim să ne vorbiți! După atâția oameni deosebiți care au spus câte puțin din ce au simțit,
s-ar putea să nu mai știu ce să spun, așa că din start vă cer clemență. Doamna Ana Blandiana, am crescut cu Arpagic. Ați fost pentru mine o imagine într-o icoană de copil și recunosc că până anul trecut nu am avut niciodată ocazia să respir atât de intens energia pe care o transmiteți în persoană, nu prin cărți. Nu că cea din cărți ar lăsa ceva de dorit. Nu o să spun foarte multe, pentru că mi se tot învârg gânduri prin cap și mă gândesc că orice aș spune și oricât de frumos aș împacheta, cu siguranță că s-a mai spus. Sigur că s-a mai spus. Așa că mă voi adresa mai degrabă publicului, pentru că simt nevoia să justific oarecum cum s-a ajuns aici, astăzi. Anul trecut, când a avut loc cercul pedagogic la Colegiul Național Regele Ferdinand, găzduit de doamna Odarca Băut și colegele noastre, coordonat de domnul inspector Sabău, la un moment dat, doamna Blandiana a spus acest, dumneai spunea mai devreme, protest. A spus niște cuvinte, ne-a spus că regretă faptul că oarecum este destul de vizibil și de auzibil că nu se mai recită poeziile așa cum se recitau și că lumea nu mai trăiește atât de intens literatura și că în clase de multe ori copiii sunt puși să memoreze, cum a spus și mai devreme pentru radio, într-un fel necinstit, mecanic, chinuitor. Și a concluzionat doamna Blandiana cu o întrebare retorică, am zis eu atunci, de ce nu lăsați copiii să le placă? Mi-a rămas lipită în minte această întrebare și am simțit, recunosc că am fost așa ca un copil ager în acel moment, care simte nevoia să dea răspunsul pe loc. Recunosc că aș fi țâșnit două degete sus și aș fi spus ceva. Dar m-am abținut pentru că nu era un moment potrivit să fac atunci așa. Și am păstrat gândul cu mine. Și l-am tot sucit și învârtit de pe o parte pe alta și am spus, totuși, aș vrea să fac ceva ca să transform această întrebare retorică într-un plan. Pentru că știam precis că eu fac asta în clasă cu copii. Ne jucăm, recităm, interpretăm, facem tot felul de combinații și de încercări. Și dacă astăzi nu ne iese, ne întoarcem acasă și stăm în fața oglinzii și facem repetiții. Și după aceea o punem pe mami și, sau îi punem pe mami și pe tati să fie public pentru noi. Și ne întoarcem a doua zi mai triumfători și mai facem o încercare și iese. Și eram convinsă, undeva în adâncul minții mele, că nu se poate să fiu singura care face lucrurile așa. Prin urmare, am apelat la toți colegii la care am putut să apelez într-un timp scurt, pentru că recunosc că fiecare activitate care se întâmplă o primă oară, am această rezervă, am o problemă cu controlul. Prefer să fac în prima fază lucrurile într-un cerc mai restrâns, să pilotăm, să vedem ce iese. Și mă bucur că am făcut-o, pentru că colegele mele din școală au răspuns bine și au spus, da, sigur, avem grămezi de copii și am zis, bine, atunci facem o selecție, pentru că nu ne permitem deocamdată, din punct de vedere al timpului, să arătăm tot ce se poate la noi. Și gândiți-vă că suntem doar o instituție. Cred că sunt speranțe, cred că mai sunt speranțe, doar că nu vorbim despre speranță, pentru că speranțele nu se vând atât de bine cum se vinde deznădejdea, oameni buni. Asta e părerea mea. Și așa că planul clubului LEGO este să scoată speranța în față și atât de mult să o trâmbițăm până când încercăm să învingem deznădejdea. Pentru că sunt convinsă că fiecare de aici, adulții, mai mult sper că mai mult adulții, deși s-ar putea să fie surprize și din partea copiilor, dar adulții și poate în special cadrele didactice au momente în care se simt îngenunchiați, au momente în care au îndoieli, în care își pun problema dacă este bine ceea ce fac, dacă este bine să continue. Și, din fericire, întotdeauna când îngenunchem, este cineva lângă care spune, da, e bine, continuă, ia-ți o gură de apă, ia-ți o gură de aer, nu te lăsa.
Asta vă spun și eu astăzi. Haideți să luăm o gură de apă, haideți să luăm o gură de aer, veți vedea ce aer proaspăt și să nu ne lăsăm. Vă mulțumesc! Dragi colegi, am prelungit cât am putut mult momentul, pentru că îmi imaginez cât de emoționați sunteți. Abia așteptăm să vă ascultăm. Uite, mai putem trage de timp câteva secunde pentru a vă încuraja cu niște ropote de aplauze. Am mâncat multe căpșuni săptămânile trecute, dar nu m-am gândit niciodată ce drame existențiale se pot ascunde în mintea unui fruct atât de mult iubit. Vom începe cu o poezioară, o căpșună cu pistrui de Daniela Crăznaru, interpretată de colega noastră Ștefania Andreea. Căpșună cu pistrui și cu vezi micuț verzui. Se plângea că de la soare toți pistruii cresc mai tare și care mult necaz că-i prea roșii în obraz. Și până să răsară luna se tot văicărea într-una. Oh, și vai, firar să fie! De ce n-a precum ciuperca pe căpșor o pălărie? Dumneavoastră știți de unde vine vara? Nici eu. Însă Damaris Iudean ne dezvăluie în secret, recitând poezia Cine poate ști de Ana Blandina. Cine poate ști de unde vine vara și încotro se duce cântând? Caravana e verde și aurie. Unii zic că ar veni din pământ, că-și trage povara fierbinte și dulce din bostănărie. Că se naște în pepeni verzi, în miezul lor sălucitor ca un palat luminat de rubine, cu pereți de porfir și nestemate și cu pardoseala la purpurie. Tot ce se poate, dar mie, mi-a spus o fetiță cu minte, că își aduce aminte cum vara vine din copilărie și cum în miros de lapte, de fân și de fum, alunecă de aici, trase de fluturi, de buburoze și de furnici, înspre bunici. Fascinantă, după cum va dovedi Dania Alma și prin poezia O furnică poetă de Ana Blandiana. În timp ce scriu, pe tocul meu se urcă o furnică. Știe și știu că n-are de ce să-i fie frică. Nici s-o alung, nici s-o omor, nu-mi stă în fire. O singură nenorocire, fără să observ din greșeală, s-o moi cu penița înceneală, să devină singura furnică albastră de pe planeta noastră. Ba, dacă bea din ceneală un pic, nu se mai poate face nimic. Devine singura furnică poetă de pe planetă. Și atunci trebuie să facă cerere și reclamație, să fie primită de Domnul Creere în Uniunea de Creație. În continuare, cu mult haz, colega noastră, Mălina Vida, ne va împărtăși provocările pe care le poate aduce cu condiția de sine de intelectual în bibliotecă de Ana Blandiana. În bibliotecă de Ana Blandiana. Ce spaimă, ce emoții și ce scandal! Am descoperit printre cărți un șoareci intelectual. La început, ca să nu pară că are gusturi prea ciudate, am mâncat într-o doară cartea de bucate. Apoi, ca să nu mă sperie prea tare, câtva timp am folecat numai dicționare. Ba ca să-și mascheze tendințele intelectualiste, vreo lună s-a mulțumit cu romane polițiste. Și a dus ipocrizia atât de departe, încât a jurat să nu se mai atingă de nicio carte. Dar nu a rezistat mai mult de o zi și a început să ronțăie poezii. Ba pentru că tentează drumul spre glorie, a înghițit și câteva cărți de istorie. Iar tabla înmulțirii, fiindu-i simpatică, a gustat și din câteva cărți de matematică. Cât rămăsese numai la literatură, nu mă speriasem peste măsură. Abia acum a ajuns o tragedie, când a început să înfulece și filosofie. Era clar că nu puteam aștepta ca o zevzecă să mestece întreaga bibliotecă, dar nici nu puteam să las un șoarece atât de savant la cheremul unui motan gras și ignorant. Pentru că trebuie să vă spun, chiar dacă vi se va părea cu neputință, că arpagica a rămas repetent încă de la grădiniță. Oricât a știut el să-mi iau neditare, n-a reușit să promoveze în grupa mare. Drept care, după multă gândire și mult echis, am găsit o soluție de compromis. Și, plină de zel, m-am apucat să-i scriu un bilețel. Nu mă îndoiam.
credeam că știe să citească anume după ce-mi furicase atâtea volume. Mult stimate domnule șoarece, mă văd nevoită să vă scriu deoarece vă respect lecturile în filosofie și consumul neobișnuit de hârtie. Cred că e de datoria mea să specific că sunteți urmărit de motanul Larpagic, care susține, prin mărlăituri iscusite, că nu se lasă până nu vă înghite și se laudă în sus și în jos că nu va rămâne din dumneavoastră niciun os, ba se împăunează peste tot că apoi se va linge pe bot. Drept care, îmi permiteți să vă sfătuiesc să plecați la plimbare în stil englezesc, pentru că Larpagic e incult, nu se gândește prea mult, până vă disecă, nu poate suferi șoarece de bibliotecă și vă înghite complet ca pe orice analfabet. Apoi am semnat și am expediat scrisoarea, așteptând emoționată urmarea. Dar de atunci, fără niciun rival, sunt în bibliotecă singurul intelectual.